Ce rol a avut, de fapt, Maria Gușman în viața lui Petrică Mâțu Stoian? S-a aflat totul doar după ce au murit în același mod. Cântărețul de muzică populară urma un tratament post-covid la o clinică privată din Caraș Severin, însă starea lui de sănătate s-a deteriorat rapid. Tușea cu sânge, iar sâmbătă dimineață a fost transportat la spitalul de urgență din Reșița, acolo unde s-a și stins din viață. Însă, după decesul prematur al artistului, va începe și lupta pentru averea sa. Puțin știu faptul că regretatul Petrică Mâțu Stoian avea o avere uriașă. Interpretul avea înregistrate două firme la adresa lui din Craiova, iar acestea au ajuns să se confrunte cu o situație extrem de dificilă după venirea pandemiei. Petrică Mâțu Stoian SRL este o societate înființată în anul 2012 la care interpretul apare asociat și administrator împreună cu Maria Gasman, sotia impresarul său, Doru Gasman. Cei doi dețineau procente egale din afacere, adică 50 de procente. Maria Gasman s-a stins din viață în urmă cu câteva luni, iar moartea femeii a fost un adevărat șoc pentru artist care a slăbit 25 de kilograme după aflarea veștii. Maria Gasman a lucrat ca profesoară la un liceu din Craiova și a fost extrem de apropiată de Petrică Melțustoian, Stoian, ajutându-le extrem de mult în carieră, conform unor surse apropiate familiei. Petrică Melțustoian Stoian SRL a înregistrat o cifră de afaceri nulă în anul 2020. Societatea Petrică Muțu Stoian SRL s-a prăbușit pur și simplu în anul 2020, când a înregistrat o cifră de afaceri nulă și a avut o pierdere netă de peste 170.000 de lei. Firma nu mai avea niciun angajat declarat și datorii de 7.500 de lei, în scădere față de anul predent. Cealaltă firmă, Petridor Music SRL, de la numele lui Petrică și cel al lui Doru, este înregistrată tot la domiciliul artistului din Craiova. Societatea a fost înființată în 2017, a vândui ca acționari pe Doru Gasman și Petrică Mâțu Stoian. Compania a avut o cifră de afaceri de 28.500 de lei în anul 2000 față de 287.110 în 2019 și o gaură de aproape 100.000 lei în loc de profit. Și a doua firmă a lui Muțu Stoian reușise să achite din datorii față de anul precedent, ajungând la 91.410 lei. De asemenea, nici aici nu se regăseau angajați.